Guvernul a aprobat prin ordonanță cea de-a treia modalitate de a efectua plăți din ajutorul de încălzire. Este vorba de plata online prin intermediul unei aplicații a Poștei Române. Astfel, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș, a anunțat că plata cu cardurile de energie, care au început să fie distribuite începând cu data de 1 februarie, va putea fi efectuată și online, nu doar la poștă sau prin mandat poștal. Marcel Boloș a menționat că va fi o aplicație informatică simplă a Poștei Române, care va presupune încărcarea în platforma documentelor necesare plăților, respectiv cartea de identitate, cardul de energie și factura doveditoare a datoriei față de furnizorul de energie. Într-adevăr, ca urmare a observațiilor și sugestiilor pe care le-am primit odată cu aprobarea ordonanței 166, a venit această solicitare ca aceste plăți să poată fi făcute și în platforma electronică pe care și sistemul informatic pe care îl avem disponibil pentru implementarea mecanismului. Practic, dacă se va aproba ordonanța de urgență, plățile online vor putea fi făcute pentru a achita facturile la furnizorii de energie. Va fi o aplicație informatică simplă care va presupune încărcarea în platformă a documentelor necesare plăților, respectiv cartea de identitate, cardul de energie și factura doveditoare a datoriei față de furnizorul de energie, și în acest fel răspundem la toate solicitările, având trei posibilități de efectuare a acestor plăți, respectiv cea prin intermediul oficiilor poștale, prin apelare direct la poștaș, și sperăm după ședința de astăzi să avem și forma aceasta aprobată de plăți electronice. Sprijinul de 1400 de lei în două tranșe se acordă persoanelor vulnerabile pentru a compensa prețul la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemn pentru foc, păcură, peleți. Vor beneficia de cardul de energie următoarele categorii de români: pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă, și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei. Persoanele, copii și adulți încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei. Familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei, în conformitate cu legea 277 din 2010, cu modificările și completările ulterioare. Familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social, în condițiile legii 416 din 2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de un singur card de energie. Chiar dacă sunt mai mulți beneficiari într-o gospodărie sau loc de consum, ajutorul se acordă per loc de consum, astfel că venitul pe membru de familie trebuie să fie sub 2000 de lei.